Adică, dacă îți ziceam în față, crezi că te ceai mult mai ușor peste sau ce? Nu știu. Oarecum durerea... Nu știu cum să-ți explic. A fost un impact sau ce? Ceea ce mi-ai zis tu, adică ți-aduce aminte ceea ce am vorbit. Ok. Dimineața, noaptea, nu mai știu când am vorbit, ok? După, tu mi-ai dat un mesaj banal. După mesajul ăla banal, în timp tu ce mi-ai dat mesajul ăla banal? La ce ți-am zis mesajul ăla? Ți-am spus cumva să văd... Nu, stai puțin, stai un pic, nu înțelegi. Mă refer cu din fața hotelului și nu știu ce, ok? A, chiar aia am văzut. Ok, mesajul ăla banal, în timp ce tu mi l-ai dat, eu deja îți scriam mesajul ăla pe care ți l-am dat lung. Da. Eu mă pregăteam să scriu mesajul ăla. Și după aia, eu ți-am dat mesajul ăsta. Și spun ce chiar m-a deranjat chestia aia ce... ai făcut în fața hotelului, poate că tu nu ți-ai dat seama. Nu, chiar nu mi-am dat dar seama. Dar spun sincer că, mamă, am turbat, am plecat cu niște nervi. Nu, chiar nu mi-am dat seama, pe bune, dar nici măcar nu mi-am dat seama, eram, oricum eram supărată. Știi ce era în capul meu, bă, ce? Îți dai seama ce era în capul meu. Zi-mi ce era în capul tău. Bă, poate că ea vorbește de mult și nu știu ce și nu știu ce, asta era în capul meu. Oarecum eu am rămas, nu știu cum să zic, am rămas puțin blocată. Când tu mi-ai zis mie că eu te-am sufocat. Da, ți-am spus. Și de ce mă simțeam sufocat? Pentru că în ultima săptămână... Știu. Și... Au fost toate certurile de aici. Exact. Era circunstanța în care noi vorbeam mereu și mereu... Mereu, oricum. Nu vorbeam, mai suportam, ne certam, nu mai suportai discuțiile astea. După eu veneam la tine în spate. Da, nu mai suportam certurile care simțeai... tu, exact. Tu le făceai, nu știu cum, nu aiurea. Din partea mea era aiurea, că te legai de mine, aiurea. Exact. Și eram cumva, bă, nu știu, mă răcâiau, bă, de ce toate chestia asta mi se spar mie în cap? De ce tu mai mie? Da, și tu, nu știu cum. Crede, mă, nu știu, eu spun din toată inima, e mult mai bine pentru tine să punem punct aici. Crede-mă, zic din toată inima, e mult mai bine. Da, probabil că da. Deci e mult mai bine, nu vreau să te fac să suferi. Dacă familia ta crede că eu am greșit sau că am fost fals cu tine, tu știi mai bine că n-am fost fals cu tine și îți spun din toată inima că țin la tine ca la ochii mei din cap. Deci jur pe tot ce am mai scump, că țin enorm de mult la tine, dar nu vreau să fiu catalogat ca și cum am fost un fals. Adică înțeleg frustrarea ei și chestia ei și durerea ei cumva, dar omul în același timp este omul pe care ea nu suportă și eu... El mi-a spus un om care nu am nimic, și în ultima săptămână mi-a fost aproape de mine, m-a ajutat, m-a ridicat de acolo, eu nu pot să uit. Omul ăsta, nu zic doar în casă, dar mi-a fost în afară, în anumite chestii aproape. Da. N-aș putea să fiu, deși m-a articulat în anumite situații și mi le-a dat așa, dar l-am trecut așa, că toți suntem greșiți, toți mai dăm câte un cuvânt. Da. La un moment dat mai usturător, dar e normal ca să realizăm că suntem ca așa familie, ne certăm, de să nu uităm că suntem într-o competiție și într-o competiție s-ar putea să te vândă o persoană la un moment dat. Mai gândește că e fiecare pentru el, aici nu e nimeni cu nimeni. Da, mai bine aș prefera decât să nu știu dacă să zic așa, nu aș prea, decât să eu vorbesc strict la persoana mea, decât să-mi vând sufletul pentru niște bani care oricum se cheltuie și care oricum îi dai pe alte. Azi e, mâine nu e. Așa, mă, mai bine să fiu om, știi? Nu știu cum să zic. Te-am spus mereu, tot timpul am fost întrebată de voturi, ce părere am, dacă ajung în marea finală. Bă, nu îmi pune chestia asta, eu nu știu dacă o să fiu votată. De ce? Pentru că s-ar putea să fiu prieten cu tine și mâine s-ar putea să se întâmple ceva între noi, deși nu-mi doresc, dar să se întâmple ceva între noi și să... Dispară, nu? Și ce fac? Așa e, dacă stai să te gândești, pe stradă și mi-aduc aminte, bă, am făcut-o pe fata aia praf. Da, pentru ce? Păi nu, de ce? Dar repet, nu aș putea niciodată un om care mi-a fost aproape să-l votez. Nu pot, nu pot. Bine, dacă un om a făcut terci într-o săptămână, clar, oricine ar fi din ei, oricare ar fi din ei, dar nu trebuie la un moment fi... dat poate mi-a fost prieten și m-ar face terci, îl voi vota, va avea votul meu. Dar nu trebuie să fii condamnată, până la urmă tu ai votat ce ai simțit. Părerea mea, bine, nu știu. Vreau să zic așa că am simțit nevoia, știi, să mă justific și... Na, nu pot să mă bag în prietenii, nu pot să compar pe ea cu Filip și cu tot terciul ăsta. Adică dacă mă înțeleg bine cu ei, nu pot, na. Bine, dar dacă stai să o elegi, Piruța a fost prietena atâta timp ție. Păi da, dacă îi să o iau așa, păi aia zic că dacă îi pot să dau și o replică, știi? Adică ați văzut că m-a făcut terci. Adică
putea să-l voteze. Nu v-am cerut și nu vă cer niciodată chestia asta. Dar nici lege nu ți-a cerut să-l votezi, dacă stai să-i logic. Fata nu ți-a cerut asta. Ea doar s-a așteptat ca și tu să-l votezi pe el, că a cerut să fie... Da, dar mintea mea, tu știi foarte bine acasă, că am vorbit și nu, și nu zic așa, doar că sunt aici, tu ești conștientă, că eu am spus, îl voi vota pe Gabi, deoarece a vorbit la modul foarte urât. Da, știam asta de acasă. Deci aveam cu Diana, nu trebuia să-mi spui, tu mie, cu Bașul, Scoșul, nu știu ce, eu nu pot să-l uit, eu parcă așa cum o văd situația. Adu-ți aminte că la Ana, îl votez pe nu mă interesează. Hey, my friend! Ce căutăm aici? Da, vorbeam de votul ăla sau ce, că n-am prea înțeles. Da, vorbeam de voturi și de toată treaba asta. Eu ți-am explicat ieri ceva. Da, nu, eu am explicat, vorbeam cu Ramon așa. De... Știu, dar ți-am explicat ceva. Cum? Nu ți se pare că și Ramona ți-a zis aceeași chestie ce au încercat și fetele să o spună de 15 ori? Cum? N-am înțeles, Marius, mai zi o dată. Ți-a spus și Ramona fix și ți-au spus și fetele și nu înțelegeai. Adică știu că nu-ți convine ce ți-a zis, dar ți-a zis exact ce ți-a spus și Ligi. Ce? Nu ți-a cerut și că ea s-a așteptat ca și tu să-l... Atât! Da. Nu trebuie să faci o mare discuție din asta, că n-a fost așa discuția. N-a păi fost nu. Un rep. Păi pur și simplu ți-a zis chestii. Da. Și explicam situația. De ce îl implici pe Filip atât în discuție, că discuția nu era despre Filip? Nu, a fost și despre Gabi. N-a fost despre Filip și nici despre Gabi. A fost fost. Nu, deloc. Deloc, ai dus tu discuția acolo. Discuția a fost simplă. Eu, ca prietenă, mă așteptam ca tu să faci un anumit gest. Nu Filip, nu contează singurul, că e Filip. Printre singurul care a înțeles. Că... Da, tu ai înțeles. Persoana aia, nu contează, e prost Filip, să facă nu ceva. Bă, Filip, am înțeles și eu și la ce te discuția referi. Despre tine. Pur și simplu, discuție între fete. E ca și cum eu îți reproșesc ție că de ce mai așa trebuie ce trebuie să stăm să vorbim cu aia când noi doi avem problema. Deci, eu îți reproșesc ție că n-ai făcut un gest pentru mine. Nu asta a fost. Fata în sine. Cumva, eu zic, hai să o votăm pe Bianca. Tu o votezi și eu am treabă cu Bianca, nu am treabă cu tine. Bravo, Marius. Chiar ești singurul care a înțeles. Dar doar a zis, bă, mă așteptam să o faci. Bravo. Deci trebuie să fie bravo. Filip băgat în discuție? Aia, că era vorba de mine, dacă ea n-a să-mi țință, fac chestia asta, că se-a făcut cu Gabi. Nu e așa, nu e așa, nu-s de acord cu voi. Pentru mine că am făcut chestia aia, deci eu înțeleg, Filip. O apreciez altfel. Da, corect, asta e partea a doua, până ce să-i reproșezi Ligiei ca idee. E o chestie între fete, exact cum ți-a dat exemplu. Dacă vorbi cu ăla, n-am vorbit cu Ligi. Dacă eu zic, bă, Filip, mai așteptam să votez pe Bianca. Și tu îmi zici, bă, nu votez pe Bianca, că mă înțeleg bine cu ea. Eu trebuie să fiu, sau tu, sau eu trebuie să mă încerc cu Bianca acum? Nu, eu am treabă cu tine. Nu, hai că vă... Exact, hai că vă explic viziunea mea. Neutră și adevărul e la mijloc. De ce? Pentru că... Ba da! Nu mereu adevărul e la mijloc. Aici nu e o chestie de moarte și de viață. Dar lăsați-mă să vorbesc, vă rog eu. Lăsați-mă să vorbesc. Era o așteptare de-a mea. E adevărat, Ligi? E adevărat și varianta ta. Lăsați-mă să vorbesc. Tu ai avut așteptarea să-l voteze pe Filip pentru că te-o supărat. Ela... Nu, pentru că... Nu, ce-o zis Marius, vă explicați perfect. Deci mă bucur că Marius, fără niciun fel de caterincă. Acum să deschid discuția noastră, Livian. Zi, Livian, zi-mă ce vrei să zici. Eu n-am nicio problemă. Nu... Auzi, dar Ligi, nu vreau să intru în detaliu tu, Filip. Dar nu-i problemă, dar eu nu vreau să-l... De asta am și zis. Să-l băgați pe Filip. De asta am și zis. Filip n-are loc în discuția. Asta spun, asta spun, Marius. Filip n-are ce să caute. Voi puneți paie pe foc aiurea, că Filip nu are loc în discuția asta. Putea să mă deranjeze și Vasilica. Hai, dar nu l-a băgat chiar direct. Nu, Marius, astăzi, ascultă, nu ai fost la începutul discuției. Nu, lăsați-mă să vă zic. Hai, zi. Ela a avut supărarea pe Gabi, tu ai avut pe Filip. Asta-i. Ela nu a fost votul ăla decisiv, zic în viziunea mea. Nu a fost votul decisiv să-l trită pe Filip acasă și o refuzat. E, o zis, bă, profit de ocazia asta să-mi spăl imaginea în ideea că oamenii cred că mă-mi place de Gabi, îl trimit acasă, dar în același timp și prietena mea, Ligi, obține ceea ce vrea, 4 voturi pe Filip, ea sunt față. O mână, o spălat-o pe alta, amândouă zici și tu păcate. Permite să vă purtați râcă una pe alta. Eu am avut conflict, ascultă-mă un pic. Eu am avut conflictul cu Gabi, am spus-o de când m-a jignit, am spus, eu îl voi vota pe Gabi până la sfârșit, până își va cere iertare. Adică nu există Ela, așa ceva, m-a jignit, auzi, dacă indiferent. Era, Ela, dacă era cu eliminare și votul tău conta, îl dădeai Ligiei, adică pe Filip. Poftin, am înțeles. Dacă era cu eliminare și votul tău conta... Băi, nu e s-a comportat cu mine, ok, nu îl vota! Nu, Gabi îl dădea. Nu, Livian. Răspunsul este nu. E frumos tot ce a fost între noi. Din suflet îți spun, vreau să-ți cunosc familia, să stăm de vorbă, vreau să rămânem prieteni. Da. Pentru că cu toate, nu majoritatea, cu toate forțele mele a rămas bun prieten și ne zicem bună, stăm de vorbă, dar nu vreau să rămân dușman cu nimeni.
Da, oarecum eu în zilele astea nu am vorbit atât de mult cu maica mea pentru că... Eu n-am vorbit deloc cu Emi. Atunci când sufăr, adică eu sunt singurul ei copil, știu, noi am avut foarte multe probleme și încă avem în continuare, ea nu vrea să mă vadă că sufăr. Oarecum când eu i-am dat vestea asta, i-am spus și a zis că... Adică cum a fost și pentru mine un șoc, așa a fost și pentru ea. Și poate la nervi a spus-o că ai fost fals sau nu știu ce. În urma asta eu i-am dat mesaj și da, da, nu trebuia să o facă aia, nu trebuia să o facă public pentru că... Da, nu știu ce, am înțeles că a lăsat comentariu ceva, nu știu, da, eu... a lăsat un comentariu și... Tu știi destul de bine că eu de multe ori am zis să nu mai comenteze știu, și toate știu, chestiile știu, astea... Știu, știu, ți-am zis și i-am spus și Luna și mi-am spus că tu n-ai nicio vină în toată chestia asta, dar dacă vrea să spună ceva, mă așteptam să spună mie, să mă sune pe Facebook, să-mi spună... Da, oarecum... Dar nu mediul online pentru că știi că lumea era și... Știu, imediat. Ai ea... văzut că și tu primești mea, bă, las un like, primești exact, imediat. Da. Chiar mă bucur din suflet că ai vorbit și cu familia mea. Sper să nu porți nicio pică pe mine, crede-mă, n-am vrut să-ți fac niciun rău. Am luat decizia asta pentru că nu vreau mai târziu, poate că Doamne ferește să se întâmple altceva și nu știu ce am, Diana, vreau să fiu singur, cum ți-am spus și acum. Și auzeai altceva de ceea ce ai auzit acum. Acum spun sincer în toată inima, chiar vreau să fiu singur. Nu este nimeni în viața mea și nu vreau să fie mult timp de acum încolo, pentru că am pățit foarte multe. Vreau decât să merg acasă. Vreau să merg să mă liniștesc singur cu prietenii mei, că merg și ei cu mine. Să mă liniștesc, nu vreau să aud de telefon, nu vreau să aud de nimic. Ce să răsc ție, de acum încolo să ai mai multă grijă de tine decât de altul. Pentru că relația mea cu tine, ai avut mai multă grijă de mine decât de tine. Recunosc asta. Da. Și pune-te pe tine pe primul loc. Am greșit, dar nu mi-am bătut joc de tine. Și bine că nu mi-am bătut joc de tine cu nimic. Da. Dar vreau să spun că e mai bine pentru tine pe viitor. Ceea ce am ales acum. Înțelegi? Știi ce zic? Vreau să te ombrați pentru ultima dată. Da. Te rog. Pentru ultima dată? Nu. De ce? Nu, mai vreau. Bine, eu mă bucur din suflet că mi-ai acceptat decizia și sper să fii fericită și puternică, da? Da, știu ce zici tu, acum am să aminte. Da, a fost faza cu Roxana, da, așa este. Și eu de acolo am ajuns să mă cer, să mă bat cu Roxana. E, ce trebuia să fac eu cu tine? Da, tu te-ai înjurat cu el în ultimul hal. Atunci a fost, știu, nu așa a fost, nu a fost păi, toate. Da, am avut discuție. Prietena ta, era nu, hai să-i spune elei, nu băga cuvinte în gură, nu l-am înjurat în ultimul hal, l-am jignit, e o diferență. Nu l-am jignit de mamă, nu l-am jignit. Jine, sau jignit reciproc. Reciproc, ne-am jignit, nu ne-am înjurat. Nu s-au jignit. Bun. Înjurat sau jignit reciproc. Exact. Exact, dar el a vorbit foarte, foarte urât și îmi făcea în ciudă. Și am zis, Ela, votează-l, erau 4 voturi și pleca acasă. Bine, acum îmi pare bine că nu a fost așa, dar la situația atunci, la situația respectivă, ți-a spus în față, de față cu el, votează-l, m-am întors în spate. Și a zis către mine, o zi, Roxana, ce-i bai o fată? Ca să câștige, da, ca să câștige aia banii, moment, deci tu ai făcut strategie. Să eu n-am făcut eu, că Roxana a fost acolo. Eu păi și tu ai ascultat-o pe Roxana, nu pe mine, cum face? În cameră. Cumva, nu știu, poate că am fost influențată, m-am lăsat influențată. Dar situația e diferită. Maru, spune-te tu, dacă cineva ți-ar fi o fată aproape și te înțelege, nu știu cum să zic, normal că... Ea la orice are explicație. Am stat cu Roxana, m-am înțeles bine, eu trebuie să fac așa. Acum m-am apropiat de Filip, nu votez ca așa. Ela, tu vrei păi să fii cu toată casa, dar de fapt nu ești cu nimeni. Nu ți-am mai spus. Andreea! Nu când cu toată lumea e cu nimeni și nu-i bine. Andreea, dar stai un pic. Zi-mi un pic, dintre toți 4 băieți, Livian și Gabi mi-au fost aproape, Livian și Filip mi-au fost aproape săptămâna alea, aia. Și iar, nu mai. Și nu, nu mai. Chiar Livian, nu, chiar mi-ai fost aproape de multe ori. Chiar mi-ai fost și îți mulțumesc. Da, da, ok, de acum încolo votați-mă pe mine. Nu e faza, Marius, da, n-aș că putea, eu vreau dar să eu nu votat. Pot. Nu, nu, Marius, n-aș putea, da. Mi-ai fost aproape în niște momente, n-aș putea. Nu, nu, păi eu, vă rog, fără obraz. Adică eu insist să mă votați. Dar vreau să zic că... Lăsați că mai este până la gală. Lasă, nu mai, vă zic de luni, vă zic de cu marți. Până în gală, vă zic în fiecare zi. Dar Gabi mi-am avut și explicații, știi ce? Și l-aveam în cap, putea să fie oricine altcineva. Nu mă interesa, în momentul ăla votam, nu era ca și cum... Ok. Atunci când mi-ai zis să mă îmbrățișez, am spus că nu, dar crede-mă că... În sufletul meu era altceva. Sunt lângă tine și voi fi lângă tine.
Ce e cu tine tu? Ha? Tu nu urla la mine și du-te de aici, lasă-mă. Miros ceea ce faci acum, e prea... Dar tu ce crezi că vin eu să fac? Înainte de joacă. Amintește-ți foarte bine ce ai făcut și lasă-mă. Hai vorbești. Fii atent că ți-o dau peste nas, ți-o dau peste nas tare de tot. Mă acuză că stau cu alți bărbați. Nu pot să vin aici în casă să-l văd. Nu pot să trec peste. Am decis să nu mai vin în emisiune de mâine. Puterea dragostei continuă. Ne vedem de la ora 17. V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați, subscribe, like și share, bineînțeles. Iar pentru alte videouri, suntem aici pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.